Da, bună dimineața, sănătate! Despre ce vorbim azi? Despre diabetul, Dani. Azi despre diabet. Diabetul este o boală care nu se vindecă, dar care se tratează. Stresul, dulciurile pot declanșa diabetul? Cum îți schimbă diabetul viața? Ce este de făcut? Aflăm imediat! Dimineața cu Răzvan și Dani. Ce este diabetul? Cât de grav este să afli că ai făcut diabet? Diabetul este o boală cronică caracterizată printr-o scădere a secreției de insulină, asociată sau nu cu alterarea acțiunii insulinei. Este o boală gravă datorită complicațiilor sale și este una din epidemiile secolului 21. Sunt peste 415 milioane de pacienți cu diabet la ora actuală și ceea ce este mai grav este că mulți dintre cei care au, aproximativ jumătate, nu știu de acest lucru. Cum apare diabetul la copii, la adulți? Sunt mai multe forme de diabet. Este vorba despre diabetul de tip 1 sau diabetul insulinodependent, care apare la copil și adolescent și care este o boală autoimună, și diabetul de tip 2, care apare la adult și care are condiționare genetică și are mulți factori favorizanți în apariția lui. Avem și diabetul gestațional, care apare pe perioada sarcinii, și alte forme rare de diabet. Mecanismele de apariție sunt diferite. Stresul, dulciurile pot declanșa apariția diabetului? Stresul, dulciurile, obezitatea, consumul de dulciuri, obezitatea sunt factori favorizanți care pot acționa peste un teren genetic deja preexistent și pot determina declanșarea precoce a diabetului. De aceea este o epidemie a societății contemporane, pentru că se consumă foarte mult dulce, pentru că avem o viață stresantă, o viață mai sedentară și toți acești factori funcționează ca și factori favorizanți. De regulă, diabetul se manifestă prin anumite simptome, sete, gură uscată, urinat des, însă sunt situații în care nu avem niciun fel de simptom și putem descoperi absolut întâmplător, cu ocazia efectuării unor analize de rutină, că valoarea glicemiei, a glucozei în sânge, a depășit limita superioară a normalului și atunci vom ști că avem diabet dacă glicemia depășește valoarea de 126 mg la decilitru. Aceasta este considerată valoarea de diagnostic pentru diabetul zaharat. Poți duce o viață normală având diabet? Sigur că da, orice pacient cu diabet, dacă respectă anumite recomandări de dietă, de nutriție, dacă face un exercițiu fizic în mod constant, dacă are grijă de controlul greutății, poate duce o activitate perfect normală, poate consuma chiar și dulce în cantități rezonabile și în anumite momente ale zilei, poate face sport, poate conduce mașina, poate avea orice meserie pe care și-o dorește, chiar sunt și alpiniști care au diabet, sunt și sportivi de performanță care au diabet, poți face orice cu diabet. Este foarte important ca pacienții să înțeleagă că tratamentul în diabet trebuie să fie precoce. Nu trebuie să așteptăm că avem un pic de diabet. Întotdeauna trebuie să ne adresăm medicului de specialitate și să începem un tratament precoce, pentru că un tratament precoce înseamnă o bună stare de sănătate, o speranță de viață mai lungă. Tratamentul în diabet trebuie individualizat, nu se potrivește orice medicament oricărui bolnav. În primul rând, jumătate din valoarea tratamentului este reprezentată de terapia nutrițională, nutriția. Cum mâncăm, câte mese avem, cât de disciplinați suntem cu cantitățile de hidrați de carbon. Apoi mișcarea joacă un rol esențial în tratamentul diabetului, pentru că mișcarea antrenează consumul de zahăr. Mușchiul este un cuptor care arde glucoza și în acest fel corectează valoarea glicemiei. Iar pe ultimul loc trebuie să stea medicația antidiabetică. Și aici avem multe antidiabetice orale, avem terapii moderne injectabile și tratamentul cu insulină. Toate acestea împreună și individualizate fiecărui pacient pot duce la o bună stare de sănătate și o longevitate asemănătoare cu a oricăruia dintre noi.
Copilul cu diabet poate și trebuie să ducă o viață normală, poate face sport și își poate alege orice profesie. Condiția este ca valoarea glicemiei să fie menținută sub control. Penurile, dispozitivele moderne de injectare a insulinei, pompele de insulină, schemele de tratament intensiv, metodele moderne de măsurare continuă a glicemiei, toate acestea ușurează mult viața pacienților cu diabet. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate. Săptămână minunată să avem cu toții. Dani? Mulțumim, Simona. Te